cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, oameni buni, bine ne revedem la cafeaua de dimineață. Din păcate, ceea ce anticipam săptămâna trecută, joi, iată că se întâmplă, județul Neamț a intrat, așa să spunem, în breaking news-urile la nivel național cu situația de la Păstrăveni, care ne-a detașat pe locul 3 pe țară la situația persoanelor infectate cu COVID-19. Păstrăveni, Piatra Neamț, centru Santa Maria. Acum sunt vești că și un angajat din Târgu Neamț, dar acolo pare că situația este sub control. Deci toate lucrurile acestea ne fac să ne gândim dacă după data de 15 mai în județul Neamț vor fi luate sau nu măsuri speciale față de restul țării. Astăzi, în emisiune, vom încerca să vă ținem la curent prin intermediul invitaților noștri cu ce se întâmplă în județ. Fiind început de săptămână, o să încercăm să stăm de vorbă cu managerul Spitalului Județean de Urgență, doamna dr. Daniela Marcol, să vedem ce se întâmplă acolo. După aceea, câteva minute doar cu prefectul de Neamț, cu ultimele date de la nivel de prefectură și situația de la Păstrăveni, să vedem dacă se impune sau nu se impune carantinarea localității și, bineînțeles, dacă există vreun plan pentru viața noastră de zi cu zi după data de 15 ale lunii în județul Neamț ne referim, nu numai la indicațiile care vin de la centru. În final vom încerca să vedem cum sunt afectate anumite categorii de oameni de afaceri din Neamț pentru în urma crizei coronavirusului. Vom încerca la început, cum vă spuneam, să stăm de vorbă cu doamna dr. Daniela Marcoci, dacă reușim și însă n-a intrat în vreo ședință în acest moment, pentru că... Da. Bună dimineața, ne scuzați că vă deranjăm la cafeaua noastră de dimineață, dar fiind luni dimineața, am zis că e bine să știe populația ce anume, cum stau lucrurile la Spitalul Județean în acest moment. Doamna doctor, deci spuneți-ne în acest moment... Ce număr de pacienți aveți sau ce anume, ce probleme deosebite sunt? Dacă mă auziți. Alo? Alo, mă auziți? Acum vă aud. Îmi cer scuze, nu am auzit ce ați spus. Deci, nu-i niciun fel de problemă, repetăm. Vă rog să ne spuneți în acest moment, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, câți pacienți aveți infectați cu COVID, dacă sunt și pacienți cu alte afecțiuni în acest moment, și, în general, dacă sunt probleme deosebite? În momentul acesta sunt 156 de pacienți confirmați cu COVID, din care 9 sunt în stare gravă în ATI, 5 dintre ei, din păcate, ventilați, 4 neventilați. Și, de asemenea, avem 26 de suspecți care sunt testați și suntem în... așteptarea rezultatelor să vedem care va fi diagnosticul final. Sunt și în jur de 12 pacienți care nu au patologie COVID, dar care se află la noi în spital pentru că au fost urgențe medicale și nu s-a putut face transportul lor către alt spital, motiv pentru care au fost rezolvați ca și urgență medicală la noi și temporizați până când vor putea fi fie externați, fie transferați în altă unitate medicală. Spuneți-ne, în cazul acestor pacienți, externarea se face tot cu probă prin care se rezultă? Sigur. Deci, fără discuție, tot probe trebuie făcute. Sigur, sigur, niciun spital nu primește pacienții dacă nu sunt, dacă nu au mai nou două teste negative, nu doar unul. Da, spuneți-ne un pic, în momentul acesta funcționează aparatul dumneavoastră, că tot timpul se discută, se fac tot felul de supoziții. Haideți să lămurim un pic lucrurile. De două săptămâni aparatul de PCR lucrează și atunci, numai că... Mă rog, lucrează la capacitatea pe care o are, dar este bine.
bine pentru spital, pentru că putem rezolva măcar problema suspiciunilor și a cazurilor care necesită un diagnostic mai rapid. Noi lucrăm probele atât în spital cât și la București în continuare, iar în situațiile în care București nu lucrează, colaborăm și cu Iașu. Deci lucrăm probe astfel încât rezultatele să fie cât mai rapid ajunse la pacient. Cam care este ritmul de sosire a rezultatelor? Diferența? În ultimul timp, în timpul săptămânii, primim rezultatele a doua zi, iar în weekend există și diferență de 36-48 de ore, dar oricum lucrurile s-au mai normalizat. Am înțeles. Dacă tot vorbeam de lucruri controversate, haideți să vedem și din, cu, să vă auzindu-vă pe dumneavoastră, care mai e situația în celebrele, în celebra corespondență, că deocamdată atâta a rămas corespondență, cu centrul de transfuzie și cu aparatul respectiv. Da. Nu pot să nu zâmbesc. Îmi cer scuze, zâmbesc amar, dar n-am ce face. Eu tot zâmbesc amar pentru că nu e de zâmbit. Da. Din păcate, după cum știți, probabil, vineri la prânz, după ce s-a terminat programul serviciului administrativîn Spitalul Județean, mă rog, noi, conducerea, eram la servici, dar aparatul administrativ plecase, am primit un protocol, corespondența la noi se primește acum undeva în ambulatorul la geam. Deci așa a venit protocolul și am primit o propunere de protocol decomodat, scria protocol decomodat, deși noi trebuie să avem un protocol de colaborare cu centrul de transfuzie ca și spital, în care ni se impuneau niște condiții și se invocau niște documente, niște contracte pe care noi nu le deținem noi ca și spital. Motiv pentru care, bineînțeles, că nu am putut semna acel protocol. Aceasta în condițiile în care spre dimineață, undeva în jurul orei 9:30, primisem de la tot de la centrul de transfuzie un alt protocol în care ni se spunea că se poate lucra doar metoda standard. Văzând toate aceste documente și punându-le cap la cap, văzând și, mă rog, toate comentariile din presă, pentru că la un moment dat cei care erau vinovați prin prisma unora erau cei din spital, da. Conducerea spitalului nu a avut nicio vină, din contră. La momentul la care aparatul a fost adus, pe procesul verbal scria foarte clar că beneficiarul final este centrul de transfuzie. Pentru că aparatul nu a fost primit ca centrul de transfuzie, am găsit o soluție, mă rog, de compromis și temporară, în care noi am semnat pentru custodia aparatului temporar pe perioada cât lucrurile trebuiau să se clarifice. Vineri după amiază, sâmbătă am notificat firma care a adus aparatul și de asemenea firma domnului Hozog, și i-am rugat să vină să ia aparatul de la Spitalul Județean și să-l dea celui care trebuie să-l dețină, și anume centrul de transfuzie. De asemenea, am făcut, v-am spus, protocolul de colaborare atât pentru metoda standard, cât și pentru metoda prin afereză cu centrul de transfuzie. Rămâne de văzut dacă dumnealor îl vor semna. Și într-o hotărâre a comitetului director de joi, dacă nu mă înșel, am stabilit că până se va clarifica dacă centrul de transfuzie Neamț va semna o metodă prin afereză, vom încerca să încheiem un protocol fie cu Bacău, fie cu Iașul, pentru ca și pacienții din Spitalul Județean să beneficieze de tratamentul cu plasmă. Mă rog, știți că tratamentul nu este a tuturor pacienților. Nu, doar cei... Doar cei... S-a scris, da. Presă, doar cei bolnavi. Presă, nu, că s-a scris. Doar cei foarte bolnavi de la ATI. Da, tratamentul este adresat doar câtorva pacienți din ATI, nu la toți, care sunt eligibili și care trebuie să îndeplinească niște criterii.
Tot sâmbătă am vorbit cu doamna profesor Grigoraș, care ne-a promis că va vorbi, doamna profesor, făcând parte din Comisia de ATI, și vom obține acel aviz pentru ATI-ul de la Spitalul Județean ca să putem face tratament cu plasmă, pentru că nu se poate fără avizul Ministerului Sănătății. Cam la stadiul acesta suntem. Astăzi așteptăm să vină firma să ia aparatul și să-l ducă la beneficiarul de drept. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Aș mai vrea doar să îmi spuneți, am tot văzut știri că în ultima perioadă la ATI au venit niște ventilatoare mecanice. Am văzut că au venit odată două și odată trei. Ne puteți spune despre ce e vorba? Pot să vă spun că au venit odată trei, odată trei și odată două. A, deci mai multe. Da, deci am primit o primă donație de la Episcopia Romano-Catolică, de la Iași. Trei aparate second hand, nu noi, aceleași aparate care au fost donate și la spitalul din Suceava. La câteva zile au venit niște aparate din donații prin Consiliul Județean de la două firme. Două firme, da. Poftim? Două firme, am spus, de la da, două firme. Două firme care au donat aceste aparate. Iar sâmbătă, undeva pe la prânz, am primit o donație de încă două aparate de la Ministerul Sănătății, tot printr-o firmă. Deci, practic, în momentul acesta aproape că v-ați dublat capacitatea la ventilatoare, dacă nu mă înșel. Da, da, am putea spune așa, mă rog. Discută. Avem 8 ventilatoare în plus. Și normal că e mult mai bine decât atunci când am venit. Da. Dacă mai este ceva de spus apropo de starea cu aprovizionarea cu echipamente de protecție, cu medicamente, dacă aveți probleme. Ne străduim în momentul de față, nu, în momentul de față deținem și echipament de protecție, cu toate că, mă rog, cărcotaj mai sunt în continuare. Dar există echipament de protecție și există echipament de protecție conform. Toate secțiile sunt dotate corespunzător și pe baza solicitărilor dumnealor s-a dat necesarul corect pe secții, deci nu sunt probleme din acest punct de vedere. Zicem noi că și la hrana pacienților lucrurile sunt cât de cât în parametrii normali. Nu am avut probleme nici acolo, iar prin bunăvoința sponsorilor, dar vreau să remarc și prin, mă rog, așa un heirup al compartimentului de achiziții, care de bucuria mea s-a mobilizat foarte frumos în ultima săptămână. Suntem în posesia alimentelor și suntem chiar și în posesia contractelor pentru acordul cadru care trebuia semnat de mult și avem alimente, mulțumim lui Dumnezeu, suficiente. Dezinfectanți de asemenea avem, materiale sanitare sunt, medicamente sunt, zicem noi că deocamdată este bine. Așa. Am vrea să lăsăm colegilor care vin după noi o situație normală și clară, să nu se trezească în situația în care am fost noi puși când ați venit. Deci nu v-ați răzgândit? Nu, domnul Bălăneascu, eu de obicei nu prea mă răzgândesc. Am proiectele mele, am fost aici pentru că a trebuit să fiu aici, am venit, sper eu că am și făcut ce trebuie, dacă nu îmi pare rău, atât am putut să fac, poate că trebuia să fac mai mult, dar am proiectele mele și mă voi întoarce la proiectele mele. Pe data de 15 sau 16 o să mai purtăm o discuție despre proiectele dumneavoastră. Până atunci, un singur... Îmi dau voie să-mi iau o săptămână de concediu, pentru că... Vă dau voie să vă luați săptămâna de concediu, dar tot o să insist 5 minute da, să discutăm. Nu pe săptămâna de concediu, poate da. Că așa sper eu că îmi voi lua o săptămână de concediu. Până atunci, o singură întrebare aș mai avea la dumneavoastră. Câte locuri avem noi pentru COVID în Spitalul Județean Piatra Neamț? Deci, conform structurii aprobate, noi avem 550 de paturi pentru COVID,
și avem 333 de paturi, diferența pentru alte patologii și pentru suspiciuni. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o săptămână cât se poate de liniștită și cu rezultate pentru dumneavoastră și pentru bolnavii din spital. Rezultate Doamne bune. Ajută, mulțumim la fel. Să Doamne ajută, numai bine, sănătate. Da. Deci a fost doamna doctor Daniela Marcoci cu ultimele noutăți din spital. Ați putut afla câți bolnavi sunt internați, câți sunt cu suspiciune. E important să știți că pentru cei care sunt cu suspiciune trebuie să existe câte o cameră specială. Ei nu pot să stea cu alții împreună și asta înseamnă un efort destul de mare, nu numai organizatoric, pentru că nu e cazul, acum ați văzut că sunt încă locuri, cât un efort logistic. Acolo trebuie să te compozi ca și cu un bolnav, folosesc pentru ei aceleași echipamente, etc., etc. Da, ați putut afla și care e situația de acum, de atâtea ori discutată a aparatului de plasmă. Astăzi, teoretic, vine firma Lia și să-l ducă din custodia spitalului spre centru de transfuzie. Să vedem dacă doamna directoare de la centru de transfuzie îl va primi sau și de data aceasta va mai găsi un motiv să îl trimită undeva aparatul și pe cei care vin să-l instaleze. Să vedem un pic acum dacă la prefectură avem noutăți, încercăm să luăm legătura și cu domnul prefect, chiar dacă... uitați, deja bună dimineața, domnul prefect, suntem în direct la cafeaua, la cafeaua de dimineață. Aș vrea să vă întreb, pentru ca să mergem repede cu informații înainte, că aveți un program încărcat astăzi, din câte am văzut. Aș vrea să vă întreb ce noutăți aveți în zona Bisericaniului. Pardon, în zona Păstrăniului. Mă auziți? Dacă mă referiți la centrul din Păstrăveni, sunt datele comunicate oficial de către Direcția Sănătate Publică, cu un aproximativ 67 cadre care lucrează, pedagogi și alte cadre care lucrează în centru, și aproximativ 100 de beneficiari care sunt în centru. Ăsta e numărul pe care îl avem în acest moment de persoane infectate pozitiv COVID-19. Din fericire, toate persoanele sunt asimptomatice, au fost și ieri și alaltă ieri doctorii infecționiști de la Spitalul de Urgență Piatra Neamț care au verificat, să spunem, starea de sănătate sau au evaluat starea de sănătate a celor care sunt în centru la acest moment, iar starea de sănătate este bună atât a beneficiarilor cât și a celor care lucrează în centru. Pentru 27 de persoane care sunt din Păstrăveni și sunt internate la Spitalul Județean Neamț sau respectiv la Spitalul Suport Bisericani, la fel, starea de sănătate este una bună, persoanele fiind asimptomatice. Spuneți-ne, este cazul să ne gândim la carantinarea localității sau nu? La acest moment, din datele și din raportul de evaluare făcut de către Direcția Sănătate Publică, nu avem o astfel de strategie de a propune astfel de măsură domnului Arafat de carantinare a localității Păstrăveni, pentru că focarul în comunitate, cel puțin la acest moment, este sub control. Avem un total de aproximativ 57 de persoane care sunt toate în autoizolare. Structurile de poliție, jandarmerie, inclusiv primăria din Păstrăveni verifică respectarea măsurilor impuse de autoizolare către aceste persoane. Toți sunt persoane care sunt rude directe cu persoanele care au lucrat în centru și sunt astăzi la acest moment internate la Spitalul Județean Neamț. Din datele noastre pe care le avem până în prezent, în urma anchetelor epidemiologice făcute de Direcția Sănătate Publică, nu s-a conturat o astfel de strategie de a carantina localitatea Păstrăveni. Dacă lucrurile vor evolua favorabil și nu vom avea o extindere comunitară în comunitate, atunci lucrurile vor rămâne așa cum sunt astăzi, fără carantinarea localității. Dacă lucrurile vor evolua într-un sens negativ de a avea mult mai mulți
cetățeni din rândul, nu din centru, din Păstrăveni, din rândul populației din Păstrăveni, atunci se poate opta și pentru astfel de variantă. Dar la acest moment lucrurile arată într-o zonă în care nu se impune carantinarea. Domnule prefect, toată lumea se întreabă ce va fi după 15 mai și toată lumea stă cu ochii pe televizoare să vadă ce se poate face, ce nu se poate face. Având în vedere că județul Neamț este pe locul 3 pe țară la persoane infectate, credeți că în Neamț vom avea și reguli, ca să spun așa, care se pot aplica pe zone ale județului diferite de regulile generale? Nu știu să vă dau un răspuns exact la acest moment. Noi avem distribuirea, să spun, a persoanelor pe localități. Știm exact unde avem un număr mai mare de persoane infectate pozitiv COVID-19 și de asemenea localitățile unde avem un număr foarte mic sau unde nu avem niciun caz la acest moment sau au fost cazuri care persoanele au ieșit din starea de supraveghere și s-au sănătoșit. Sper că nu. Sper să nu avem astfel de filozofie pentru județul Neamț în care o parte a măsurilor să continue și după data de 15. Cred că vom intra în general în aceleași măsuri unitare care se vor aplica de Guvernul României pe țară. Știu... Nu cred să avem ceva în particular pentru Neamț. Știu că aveți o zi încărcată astăzi cu briefing de presă la ora 11. Vine și ministrul mediului, domnul Alexe Neamț, trece prin Neamț, dar v-aș sugera, așa în numele celor care ne urmăresc acum, și ne urmăresc destui, poate astăzi vă faceți timp și treceți un pic pe la centru de transfuzie. Am înțeles că astăzi vine firma de la București, a domnului Hozoc, să preia aparatul din custodia spitalului, să-l ducă la centru de transfuzii. Și să, nu de alta, dar să preîntâmpinăm un nou refuz sau un nou protocol semnat. Am discutat chiar și aseară târziu cu doamna doctor Marcoci, managerul Spitalului Județean Neamț. Urmează în cursul zilei de astăzi, împreună cu doamna manager, să facem o întâlnire de lucru cu doamna de la Centrul de Transfuzii de la Neamț. Din datele pe care le avem la acest moment, nu ar trebui să existe niciun negativ în sensul de a se încheia un protocol și aparatul donat de domnul Hozoc, de firma domnului Hozoc, să nu fie preluat de centru de transfuzii și să nu poată într-un termen imediat să se poată lucra pe acest aparat. Sper să nu avem o conduită nefavorabilă, să nu-i spun astfel, de partea șefei de la centru de transfuzii. Eu vă propun... din nou, astăzi merg la ea. Am înțeles, de asta am spus, că poate mergeți pe acolo. Obligatoriu mă duc să vorbesc cu dumneavoastră. Da. Și... Doar că doamna se supune altor reguli. Da. Altor reguli se supun centrului național. E o chestie mai încălcită, ca să spun așa, mai birocratică, dar mă voi duce personal să am o discuție cu ea și să mă asigur că lucrurile sunt pe un făgaș corect, normal, iar protocolul se poate încheia și aparatul, se poate lucra pe aparatul de plasmă. Da, poate ar trebui să găsim o casă de avocatură să pregătească un protocol în care să îi se spună doamnei director că trebuie să lucreze cu aparatul prin protocol, că iar numai prin protocoale văd că lucrează. A existat o zonă de... N-am înțeles niciun de ce. A existat o zonă de respingere, dacă vreți, din partea șefei de la Centrul de Transfuzii Neamț. N-am înțeles mentalitatea și filozofia dumneavoastră. Nu e singulară. În țară au existat centre care au primit astfel de aparate și au lucrat imediat pe ele. Sunt și centre din țară, inclusiv Neamț, în care șefii au întârziat într-un mod, din punctul meu de vedere, nejustificat, nu semnarea un astfel de protocol și prelarea aparatelor pentru a se putea lucra pe ele. Da, vă mulțumim pentru participare. Doar atâta, la briefing-ul de astăzi se discută, pentru că haideți să stea lumea atentă, se discută despre situația unor lucrări. Situația DN15D și DN15, adică trosoanele de drum
Național Roman Piatra Neamț și Bicaz Cuiana Largului. Bănuiesc că vezi... În spațiu public, în ultima perioadă, au apărut tot felul de informații promovate de anumite persoane care indică o stare de fapt, din punctul nostru de vedere și a documentelor justificative pe care le sunt în spate, informațiile date în social media sau în presă în ultima perioadă de anumite persoane din Comisia Consiliului Județean Neamț sunt din categoria fake news și nu sunt, n-au nicio legătură cu realitatea. Am înțeles. Păi ne vedem pe calea undelor și la ora 11, probabil. Sigur că da. Vă mulțumim pentru participare și o să vă mai deranjăm de fiecare dată când e nevoie de noutăți. Oricând cu drag. La revedere, cele bune, o zi bună. Mulțumesc și eu, domnul Bănescu, zi bună. Deci, astăzi poate este posibil să avem un prim pas adevărat spre punerea în folosință a aparatului respectiv pentru recoltat plasmă. Nu știu denumirea corectă a procedurii respective, dar așa în termeni populari merge și așa. Dacă, așa cum spuneam, nu avem cumva și alte găselnițe care să întârzie lucrurile. Să încercăm să mai facem o recapitulare înainte de a trece spre următorul invitat. Situația de la spital ați văzut-o. Ați văzut că mai sunt locuri de internat. Să sperăm că nu e nevoie să mai internăm atâția oameni și că vom începe și noi să coborâm panta în județul Neamț. Citeam zilele trecute despre Brăila, de exemplu, un județ nu ușor deloc, în care sunt probleme, nu este așa izolat ca Neamțul și în care nu există niciun caz în momentul acesta, sau nu exista ieri niciun caz de bolnav de COVID. Ultimii care fuseseră internați au fost externați după două teste negative. Poate ar fi bine să insistăm un pic pe situația de la Păstrăveni. Focarul de acolo este extrem de important să se afle cum s-a ajuns la o asemenea situație. Multă lume face scenarii. În fruntea acestor scenarii este primul medic care a fost găsit acolo testat pozitiv, deși aici este o întreagă poveste, testul pozitiv făcut acum, peste 4 zile au venit 2 teste negative. Se vorbește despre faptul că el s-ar fi simțit rău în perioada cât a fost în cele 2 săptămâni de lucru la Păstrăveni. Mai avem, se pare, încă un medic infectat pozitiv de la Păstrăveni. Ar trebui ca cineva, DSP-ul, să lămurească lucrurile, iar dacă este adevărat că acolo medicul s-a simțit rău și nu a anunțat DSP-ul, este o problemă care parcă seamănă un pic cu ce s-a întâmplat la spitalul de la Suceava, respectând proporțiile. Aceasta este situația la zi. De astăzi începând vom încerca să vedem ce se întâmplă și în viața economică, în domeniul serviciilor din Neamț, pentru că încet, încet trebuie să ne pregătim să conviețuim, cum le place multora să spună, cu noul coronavirus. Și vrem, nu vrem, trebuie să înțelegem că piața merge înainte și că am stat aproape 2 luni aproape în izolare, mulți dintre noi, dar că sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Sunt lucruri care, fără de care nu putem trăi. Mai este o problemă care ar merita discutată dacă am găsi și oameni cu care să o discutăm. Ce se întâmplă în acest moment cu bolnavii care suferă de alte boli și care aproape că le este teamă să apeleze la un medic. Da, încercăm acum să vedem dacă putem lua legătura cu domnul Adrian Jucan, managerul de la Platinum Optic. De ce? Pentru că este un domeniu de care
Oamenii au nevoie să ducă să-și facă controle la ochi, să-și facă ochelari, să facă intervenții, să vedem cum sunt pregătiți oamenii din acest domeniu să reacționeze, să ofere asemenea servicii. Dacă reușim să-l găsim prin telefon și pe domnia sa, sperăm că da, pentru că este important și acest domeniu. Bună dimineața, domnul Adrian Jucan. Bună dimineața, domnul Bolănescu. Îmi cer scuze că vă deranjez la cafeaua noastră de dimineață, dar am luat hotărârea ca de astăzi, începând să stăm de vorbă cu oameni în diferite domenii de activitate, să vedem cum vor funcționa lucrurile de acum înainte și cât de afectați au fost de ce s-a întâmplat până acum. Deci, dumneavoastră, manager general la Platinum Optic, cât ați fost de afectați de această criză, să-i spunem așa, și ce faceți de acum înainte? Cât am fost de afectați, domnul Bărănescu, o companie trăiește, ca să poată să trăiască, are nevoie de cash, are nevoie de numerar. În momentul în care, dintr-o dată, ți se duc infuziile de numerar, nu ai, ca și cum o persoană nu ar mai avea aer. Sau ți se blochează o venă. Deci se blochează totul în momentul respectiv. Deci una este să treci printr-o criză în care începe o recesiune pas cu pas, încep să scadă vânzările cu 5%, cu 10%, și alta este ca într-o săptămână, două maxim, cum s-a întâmplat acum undeva de pe 10-15 martie, în două săptămâni încasările să se ducă la zero. Deci nu aveai cum să fii pregătit pentru o situație de genul ăsta. Da, cine spune că a fost pregătit, minte. Pregătit. Știți cum e? Că putem spune că noi am fost cumva pregătiți. În sensul că ne gândeam că va veni la un moment dat o recesiune, nu o criză de genul acesta. Și atunci am făcut pași în sensul ăsta. Și în condițiile astea, poate suntem una dintre companiile sănătoase care nu ne-a prins chiar cu conturile goale. Și am putut să, cel puțin, să supraviețuim. Vom vedea ce o fi mai încolo. Bun, de acum înainte, cum vor funcționa lucrurile la dumneavoastră? Bănuiesc că sunt, fiind o firmă etalon în domeniu, și ceilalți vor face cam la fel, dar cum vor funcționa lucrurile la dumneavoastră? În primul rând, vom redeschide cabinetele pentru pacienți cu măsuri stricte de protecție și cu limitarea numărului de oameni care intră, maxim o persoană în cabinet, în toată unitatea, spațiile noastre sunt destul de generoase, dezinfecție la intrare, oferirea de mască nouă, chiar dacă pacientul vine cu masca sa, o vom schimba cu o mască nouă, nu știm de când poartă masca respectivă, luarea temperaturii și un mini-interviu vis-a-vis de cum a respectat condițiile de izolare. Cam asta se va desfășura. După care așteptăm să vedem în ce fel vor începe să vină pacienții și cum ne vom stabiliza ca și companie. Pentru mine, cea mai mare problemă în momentul de față este incertitudinea. Nu pot să-mi fac niciun fel de calcul strategic, pentru că toate scenariile care le fac astăzi, peste 3 zile se schimbă. Dar, cel puțin în perioada asta, o lună și ceva de zile, cât am acasă în permanență, doar asta am făcut, calcule. Am înțeles. Deci, dumneavoastră va reîncepe activitatea și vor reîncepe inclusiv intervențiile chirurgicale. Da, vor reîncepe inclusiv intervențiile de săptămâna viitoare. O vom relua cu pași mici pentru a ne asigura că toate protocoalele de siguranță sunt bine înțelese de toată lumea, atât de noi cât și de către pacient, și încet, încet sperăm să intrăm într-o nouă normalitate. Deci noi am deschis cabinetele încă de astăzi pentru a ne obișnui noi cu protocoalele.
tot ce trebuie făcut. Consultațiile efectiv în linii mari vor începe de săptămâna viitoare și intervențiile la fel. Da. Vă dorim, ce să vă spun, să reîntoarcă vremurile bune, să meargă activitatea așa cum trebuie și multă sănătate și mulțumiri pentru participarea la emisiune. Așa să fie. Doamne ajută! Doamne ajută! Cam astea sunt problemele cu care se confruntă cei care au activități. La finalul emisiunii să mai facem o recapitulare cu lucrurile bune, dar să și spunem ce mesaje am primit. Ecaterina Damian, felicitări doamnei Daniela Florina Marcoci pentru ce a făcut și face pentru pacienți. La Brăila suntem întrebați câte persoane au fost testate în ultimele 72 de ore. Este greu să spui de aici, de la Piatra Neamț. La Brăila se văd rezultatele. Faptul că nu sunt bolnavi internați și nu sunt decese. N-a fost niciun singur deces în Brăila. Multe alte felicitări pentru doamna Marcoci, care devine un personaj, ca să spunem așa, cunoscut. Avem și mesaje în care se fac amenințări la adresa presei. Deci sunt și genul acesta de indiviz pe care îi salutăm și le dorim un loc larg sub soare. Este loc și pentru ei sub soare, niciun fel de problemă, mai ales că astăzi se anunță o zi caldă și bună. Multe salutări, multe felicitări. Vă dorim și noi toate cele bune. Vreau să marchez câteva lucruri totuși pe final. Faptul că, iată, au venit 8 ventilatoare noi, 3 second hand și 5 noi, 3 donate de 2 firme, Danlin XXL și Aquapark, 2 venite prin intermediul Guvernului României, este un lucru bun. Lucru rău este că avem 5 pacienți aflați în stare gravă și sub ventilație mecanică la Piatra Neamț, dar e important să spunem și faptul că toți, majoritatea, cea mai mare parte a acestor pacienți au și alte boli. Aici este întreagă discuție care funcționează. De ce un pacient aflat cu un cancer în stare terminală, dacă are și COVID pe certificatul de deces, este trecut COVID, este o chestiune de interpretare probabil și de hârțogăraie, dar lumea discută, lumea este extrem de tentată să creadă teoriile și nu faptele. Ieri îmi povestea cineva care a asistat la o discuție cu oameni care lucrează într-o primărie mare din acest județ, cum cei de la primărie, angajații de acolo, discutau cam așa. Vă spun eu, am auzit eu că a murit cineva și a venit cineva acasă la el, i-a oferit 800 de lei să declare că a avut COVID. Lucrurile astea discutate la nivelul acesta de oameni care lucrează într-o instituție publică, creează o anumită stare de spirit. Până una alta, în lipsa unor alte informații decât cele oficiale despre boală, știm doar atât, că este un virus, nu avem un tratament, nu avem un vaccin și că trebuie să ne protejăm așa cum se poate proteja față de asemenea virusuri. Să nu se întâmple ce s-a întâmplat în 2018-2019 cu celebra gripă spaniolă sau cu alte asemenea situații care au dus la milioane de morți atunci. Rețineți, milioane de morți. Ne oprim aici. Sper să ne vedem bine, sănătoși și mâine dimineață la o altă emisiune când vom veni cu alte informații pentru dumneavoastră. De la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, Valentin Bălănescu vă dorește multă, multă sănătate și mai ales fiți atenți ce citiți, vedeți ce se află în spatele a ceea ce citiți, dacă știrea are sau nu are parfum sau odor de credibilitate. Ne oprim aici, cele bune!